Fosta jucătoare de volei, Ruxandra Dumitrescu, a încetat din viață, duminică, la doar 46 de ani. Anunțul a fost făcut, astăzi, de Federația Română de Volei pe pagina de Facebook. O veste groaznică în voleiul feminin românesc. Duminică seara, la doar 46 de ani, ne-a părăsit Ruxi Dumitrescu, o fostă mare jucătoare care a evoluat atât pentru Naționala României, cât și pentru cea a Greciei. Născută la Râmnicu Vâlcea, Ruxandra Dumitrescu a jucat în prima ligă la Dacia Pitești. Apoi a plecat în Grecia, a fost capitan la Panathinaikos Athena și cea mai bună jucătoare a Greciei la Jocurile Olimpice de la Athena din 2004. În semn de respect, grecii au retras tricoul cu numărul 10 în momentul în care ea a anunțat că nu va mai juca volei. Ruxandra Dumitrescu revenise în țară și era antrenoare la Alfa Volleyball Sibiu, un club privat. Tragedia morții Ruxandrei Dumitrescu a fost provocată de un infarct, după cum a scris una dintre prietenele handbalistei, Daniela Ana Ioniță. În această dimineață am aflat o veste tristă de necrezut. Fosta jucătoare a echipei naționale de volei, Ruxandra Dumitrescu, Ruxi cum îi spuneam noi, a decedat azi noapte în urma unui infarct. Dumnezeu să o ierte și condoleanțe familiei îndurerate. Drum lin către stele, Ruxi. Ruxandra și-a început cariera în 1994, la Dacia Pitești, după 3 ani, a plecat în Grecia, la FEO Vrilisia, Panathinaikos și Iraklis Kifisias. S-a retras în 2014. A fost una dintre cele mai bune jucătoare din Grecia, câștigând 7 campionate și 8 cupe. Ea a jucat un an pentru Naționala României, 1994-1995, iar ulterior s-a mutat în Grecia și a obținut cetățenia. A jucat pentru Naționala Elenă din 2004 până în 2009. Dispariția Ruxandrei Dumitrescu lungește lista șocantă a morților subite din ultima perioadă.